Vârstnicii de la așezământul Mănăstirii Bogdănești, dar și apropiați și susținători ai activității social-filantropice desfășurate aici, au participat aseară la concertul intitulat Învierea, Bucurie în Suferință. Invitați speciali au fost grupul psaltic Dimitrie Suceveanu și corul mixt Învierea. Evenimentele organizate de Mănăstirea Bogdănești în cea de-a treia săptămână a Postului Mare au fost menite să aducă mângâiere celor aflați în suferință și singurătate. Programul a culminat cu un concert caritabil. Evenimentul s-a aflat la prima ediție și a fost organizat cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Acest concert a avut în vedere mângâierea și binecuvântarea vârstnicilor pe care îi avem în grijă, a persoanelor neajutorate, cât și o mulțumire și recunoștință pentru comunitate, pentru credincioșii din Bogdănești și pentru toți cei care ne-au ajutat și ne ajută și sprijină această mănăstire și această activitate social-filantropică. Dumnezeu să dea bucurie și sănătate tuturor! Membrii corului mixt Învierea din Fălticeni au oferit aseară publicului o serie de cântări specifice perioadei prepascale. În această binecuvântată zi de primăvară, la jumătatea Postului Mare, în duminica a treia Postului Mare, la invitația părintelui Stariț Pamvo, părintelui protosinghel, nou numit Stariț la această sfântă mănăstire, cu inițiative frumoase în a contribui și a avea grijă de acești bătrâni care de multe ori poate au uitat să zâmbească, s-a gândit să le aducă astăzi o bucurie. Și de aceea și noi am fost invitați un cor Înviere al Catedralei din Fălticeni, care are 2 ani și jumătate de la înființarea sa, să susținem un concert caritabil cu privire la sărbătorile acestea prepascale, pregătitoare pentru marele sărbătoare a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Momente emoționante a oferit grupul psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. Psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava a interpretat în această seară alese cântări din Postul Mare, dintre care amintim Stihir la vecernia fiului risipitor, Ușile pocăinței, Astăzi s-a spânzurat pe lemn, Heruvic în Joia Mare, Prohodul Domnului și alte alese cântări din perioada aceasta frumoasă. Ne bucurăm că am luat parte la acest frumos eveniment și dorim tuturor în continuare un post binecuvântat și cu liniște și tihnă de la Dumnezeu. Printre participanți s-au numărat vârstnici, slujitori ai Mănăstirii Bogdănești, personal, dar și clerici de la centrul eparhial. La concert a fost prezent și Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix. Ierarhul i-a felicitat pe toți cei implicați în organizarea și desfășurarea evenimentelor din aceste zile. A fost un efort deosebit, în primul rând pentru starețul și obștea mănăstirii. Ne aflăm în anul în care cinstim pe Sfinții Tămăduitori, care sunt numeroși în Sfânta noastră Biserică. Și deci felicităm pe Părintele Stareț și pe colaboratorii săi, pe Părintele Director de la Centrul Parchial, pentru organizarea acestui eveniment, pentru care l-am prezentit o calific. Cu toată larghețea a dat binecuvântare. Este potrivit deci pentru aceasta și nu se putea sublinia mai frumos în cadrul bisericii noastre, nu se putea sublinia mai bine tema acestui an stabilită de Sfântul Sinod decât prin astfel de manifestări începute cu aducerea unui Sfânt Mare, tămăduitor și rugător, Sfântul Serafim de Sarov. Cei care doresc să fie sprijin pentru vârstnicii găzduiți în cadrul așezământului Mănăstirii Bogdănești, majoritatea reprezentând cazuri sociale, pot contribui la lucrările de renovare și consolidare a uneia dintre clădirile centrului.